Am învățat data trecută din Roman, capitolul 6, metoda prin care Dumnezeu ne schimbă. Este un proces care necesită umblare prin credință, convins fiind ferm încredințat că Dumnezeu te va ajuta. Singur n-o poți face. Și Domnul n-a afirmat niciodată că ai putea. De fapt, când vei accepta că nu poți trăi viața creștină pe speze proprii, atunci vei începe cu adevărat să o trăiești. Nu poți trăi pentru Dumnezeu prin tine însuți, așa cum nu te poți nici mântui singur. Învață-te să depinzi de Domnul pentru următoarea respirație, clipeală, mișcare. Ațintește-ți privirile asupra Domnului Iisus prin puterea Duhului Sfânt. El abia așteaptă să-ți vină în ajutor, dacă îi ceri. Acum, dacă ai dat vreodată greș în ceva și în special în ceva important sau valoros, n-ai uitat valul de frustrare și de amărăciune care nu s-a domolit ușor sau repede și care te-a umplut de nesiguranța și de dezamăgirea de a te simți mai incapabil, mai lipsit de importanță decât ești de fapt. Romanii, capitolul 7, ne anunță că vom falimenta de fiecare dată când vom încerca să trăim viața creștină prin resursele proprii. În capitolul 6, am învățat să ne dăruim cu totul lui Dumnezeu și să ne încredințăm Lui ca să trăiască El în noi viața creștină. Când nu facem așa, așteptați-vă la consecințe pe măsură. Apostolul Pavel a recunoscut că a falimentat în trăirea creștină. Nu și-a compromis mântuirea, dar a recunoscut că nu era fericit și că îi lipsea bucuria și puterea vieții abundente din Dumnezeu. De aceea ne împărtășește în Roman 7 cele două abordări care l-au împins la faliment, precum și lecțiile pe care i le-a predat Dumnezeu cu privire la biruință. Ne uităm chiar acum peste prima dintre ele, din care Pavel a învățat că nimeni nu se poate ridica la nivelul legii ca să o împlinească. Legea este o oglindă, ne arată cum suntem în realitate, păcătoși. Dacă ai o pată pe față, oglinda ți-o evidențiază imediat, dar nu o va îndepărta. Ea doar te avertizează și te condamnă, ești murdar. Legea, o listă lungă de reguli și standarde după care se ghidau evreii, îi ținuse în frâu pe Israel vreme de 1500 de ani. Totuși, cine a încercat să se folosească de lege ca îndrumător pentru viața creștină, va fi constatat că, de fapt, nu-i poate satisface exigențele. Poate ți-ai închipui că dacă urmezi un set de reguli, vei reuși să-L mulțumești pe Dumnezeu. Dar nu vei reuși decât să-ți programezi eșecul. Legea nu te va conduce niciodată la viață sau într-o viață împlinită. Dacă un judecător te condamnă la moarte, mă gândesc că nu-l vei întreba pe el cum poți să faci să scapi cu viață. Viața creștină de succes înseamnă să-L lași pe Iisus Hristos să trăiască viața Lui în și prin tine, clipă de clipă. Tot ce face legea este să-ți demonstreze câtă nevoie de Dumnezeu ai. Paradoxal, ea, legea de la care te-ai aștepta să-ți dea viață, te condamnă la moarte. Deși, sau tocmai pentru că e sfântă, bună, dreaptă, legea, de fapt, condamnă, pentru că nimeni nu se poate ridica la nivelul ei ca să o împlinească. Gândiți-vă la asta, măcar până data viitoare.